Declar ședința deschisă. Primul punct al ședinței este aprobarea procesului verbal de la ședința trecută. Înainte de ședință s-a spus că sunt lucruri neclare în acest proces verbal și de asta mă văd silit. E o răzbunare a unui fost consilier care l-a silit eu să citească procesul verbal cazat. Așa că toate lucrurile sunt doar. Voi citi procesul verbal. Proces verbal încheiat la ședința extraordinară a Consiliului Local al orașului Slănic Moldova din data de 07.01.2019. Ședința se ține la sediul primăriei Slănic Moldova, fiind convocată prin dispoziția primarului orașului Slănic Moldova numărul 1 din 03.01.2019, deci a fost prima hotărâre. La ședință participă domnul economist Baciu Gheorghe, primarul orașului Slănic Moldova, domnul Benone, Moraru Benone, viceprimarul orașului Slănic Moldova, doamna consilier juridic Sică Marcela, secretarul orașului Slănic Moldova, consilierii locali, sunt prezenți 13 consilieri locali din numărul total de 15 membri ai Consiliului Local al orașului Slănic Moldova. Lipsesc domnii consilieri locali Munteanu Ioan și Mocanu Liviu. Domnul doctor, este raportul de la ședința trecută. Care să răspună de dincolo de mormânt, domnul Cazacu, care a citit odată asta, dar nu, atunci și cumva l-am silit eu să citească, acum a căzut pe capul meu să citesc. În continuare, doamna secretar Sică Marcela ia act de prezența consilierilor locali, constatând că ședința este statutară. Fiind respectată condiția prezenței majorității consilierilor locali în funcție, în conformitate cu prevederile articolului 40 aliniatul 1 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare. Domnul consilier Rapedor preia conducerea lucrărilor ședinței în calitate de președinte de ședințe conform hotărârii Consiliului Local al orașului Slănic Moldova numărul 153 din 31.10.2018. Domnul consilier Rave Dorel pune în discuție procesul verbal al ședinței ordinare Consiliului Local al orașului Slănic Moldova din data de 28.12.2018. Nefiind discuții, procesul verbal a ședinței ordinare din data de 28.12.2018 este supus aprobării, iar consilierii locali îl votează în unanimitate cu 13 voturi exprimate pentru. În continuare, domnul consilier local Rapid Dorel pune în discuție ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Slănic Moldova din data de 07.01.2019. Nefiind discuții, ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Slănic Moldova din data de 07.01.2019 este aprobată astfel. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării a câte unui pom fructifer primilor 200 de cetățeni care achită integral datoriile către bugetul local al orașului Slănic Moldova,
în anul 2019, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Se trece la punctul 1 al ordinei de zi. Proiectul de hotărâre privind acordarea către unui pom fructifer primilor 200 de cetățeni care achită integral datoriile către bugetul local al orașului Slănic Moldova în anul 2019. Proiectul de hotărâre este însoțit de următoarea documentație. Expunerea de motive a primarului orașului Slănic Moldova, domnul Baciu Gheorghe, înregistrată cu numărul 71 din 0301-2019, prin care propune acordarea a către unui om fructifer primilor 200 de cetățeni care achită integral datoriile către bugetul local al orașului Slănic Moldova în anul 2019. Raportul de specialitate numărul 70 din 0301-2019, întocmit de doamna Boacă Săulescu Gena, consilier superior în cadrul compartimentelor impozite și taxe locale din oraș, din biroul economic aparatului de specialitate al primarului orașului Slănic Moldova. Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Slănic Moldova sunt favorabile. Nefiind discuții, domnul consilier local Rape Dorel supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate cu 13 voturi exprimate pentru. Consiliul Local al orașului Slănic Moldova, în conformitate cu prevederile articolului 45, paragraful 2, litera A din legea numărul 215 din 2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, adoptă hotărârea privind acordarea a câte unui pom fructifer primilor 200 de cetățeni care achită integral datoriile către bugetul local al orașului Slănic Moldova în anul 2019. Se trece la punctul 2 al ordinei de zi, proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova. Proiectul de hotărâre este însoțit de următoarea documentație. Expunerea de motive a primarului orașului, înregistrată sub numărul 75 din 0301-2019 privind care propune modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 7 din 26.01.2018. Raportul de specialitate întocmit de consilierul Resurse Umane Salariare, economist Ionel Erica Iulian, din cadrul biroului Buget, Contabilitate, Salarizare, Resurse Umane, Achiziții din aparatul de specialitate, a primarului orașului Slănic Moldova, înregistrat la numărul 74 din 0301-2019. Proces verbal de
consultare numărul 73 din 0301-2019. Domnul primar economist Baciu Gheorghe, domnule președinte, aș vrea să se precizeze în procesul verbal că avem avizul de legalitate și este o eroare practic a unui proiect de hotărâre pe care noi l-am retras în luna august 2018, să fie precizat în procesul verbal că avem toate argumentele. Domnul consilier Rape Dorel, aceasta e o propunere social-democrată cu care suntem de acord. Avizile comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local a orașului Slănic Moldova sunt favorabile. Nefiind discuții, domnul consilier local Rape Dorel supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate cu 13 voturi exprimate pentru. Consiliul Local al orașului Slănic Moldova, în conformitate cu prevederile articolului 45, paragraful 2, litera C, din legea numărul 215, din 2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, adoptă hotărârea privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local a orașului Slănic Moldova. Se trece la diverse. Domnul consilier Cotescu Dante, aș veni cu o solicitare. Săptămâna trecută, pe Valea Slănicului, o mulțime de familii au intrat în panică din cauza acestui Delgaz Green sau E.ON energie electrică. Ei ce au făcut? Nu au mai măsurat consumul la fiecare contor și au făcut numai adaosuri. Știu eu din 2017 și acum la recalculare, lichidare, cum se spune, au venit cu niște sume exorbitante, 12.000 de lei, 20.000 de lei, iar oamenii sunt în panică. De ce spun de solicitare? Pentru că mă gândesc că s-ar putea ca administrația, deci noi toți, să facem o solicitare către Delgaz Grid. Mă rog, cine se ocupă cu aceste citiri în așa fel încât să citească lunar și omul să plătească lunar consumurile? De ce? Pentru că te trezești la un moment dat, după un an de zile, că trebuie să dai 20.000 de lei și sunt mulți care au salarii mici și pensii mici și nu au de unde să plătească. Trebuie să eșaloneze pe nu știu câte luni ca să dea 20.000 de lei. Domnul primar economist Baciu Gheorghe, am reținut, domnule consilier, noi o să facem o adresă, dar prima dată vă rog să vină solicitările de la cei care au fost afectați. Domnul consilier Cotescu Dante, ei m-au rugat pe mine, fiind consilier local. Domnul primar economist Baciu Gheorghe, bun, atunci treceți dumneavoastră numele lor. Ce se întâmplă aici? Aceste estimări, așa le spun ei, sunt trecute în contract și vor să economisească bani, că dacă ar citi lunar contorul, ar costa mai mult. El face estimări la 3 luni, la 6 luni, nu mai mult din câte știu eu, și după aceea se face recalculare. A se aduce la zero, alții cu plus, alții cu minus. Acești cetățeni au și un contract cu furnizorul de energie electrică.
trebuie să-i sfătuim să fie atenți, pentru că sunt furnizori alternativi care oferă și curent mai ieftin și condiții mai bune. Dar în același timp trebuie să învețe să intre undeva prin SMS sau electronic pentru autocitire. El își citește contorul, îl pune acolo și va fi taxat exact. Sistemele moderne nu le pot apela toți, dar în același timp noi avem energia cumpărată prin bursă și am văzut cum fluctuează. Prețul se va duce foarte sus și e cel mai probabil aceste sume riscă să se ducă și mai sus. Desigur că noi o să-i atenționăm și o să încercăm să rezolvăm această problemă. Domnul consilier Cotescu Dante, dar păcăleala știți care? Că la estimarea respectivă îi pune 80 de lei consumul și omul zice, oh, ce bine, și s-au trezit acum la sfârșit cu regularizare cu 12.000, cu 20.000 de lei. Domnul consilier Catan Alexandru Dominic explică faptul că în astfel de situații nu sunt citite lunar aparatele de contorizare a energiei electrice și facturile sunt emise doar pe bază de estimări. Domnul primar economist Baciu Gheorghe, avem un coleg consilier care se pricepe la asta. După ședință vă rog să vă consultați și dumnealui o să vă spună chiar comparativ care este cum este. Domnul consilier Dante, Cotescu Dante consideră că este necesar ca beneficiarul să plătească lunar cât consumă. Doamna consilier Tudoreanu Laurenția Silvi consideră că trebuie analizate și clauzele contractuale asumate de fiecare consumator care în prezent semnalează probleme în ceea ce privește recalcularea consumului de energie electrică. În astfel de situații, furnizorul respectă contractul în care sunt stipulate și perioadele de citire a contorilor. Domnul primar economist Baciu Gheorghe, este puțin probabil că o să putem interveni noi. Avem de-a face cu protecția consumatorilor care reglementează relația dintre un furnizor și o persoană fizică. Dar până atunci noi trebuie să învățăm cu toți cum este cel mai bine să facem și ne sfătuim între noi. O să găsim o soluție. Nefiind alte discuții, domnul consilier Rafe Dorel mulțumește consilierilor locali pentru participare și declare închise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Slănic Moldova din data de 07.01.2019. Semnează președintele de ședință, secretarul orașului. Primul comentariu, îmi pare rău, nu țin minte dacă am mulțumit consilierilor. Cine a scris asta, îi mulțumesc că a zis așa ceva. Acesta a fost procesul verbal a ședinței trecute. Suntem la punctul aprobarea procesului verbal încheiat de ședința extraordinară a Consiliului Local. Am citit acest proces verbal, deoarece se pare că sunt discuții. Aștept discuțiile dumneavoastră. Dacă trebuie completat acest proces verbal cu ceva, dacă trebuie să scoatem vreo minciună din el. Aveți. Nu, aia am... Mulțumesc. Eu nu țineam minte că am mulțumit, dar foarte frumos. Scris despre mine. Da, da. Discuții. Dacă nu sunt discuții, propun aprobării
procesul verbal. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Nu am fost, chiar nu am fost. Următorul punct a ședinței este suplimentarea ordinii de zi, a ordinii de zi pe care ați primit-o mai înainte, cu următoarele puncte. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contări în navete cadrelor didactice care nu dispun de locuință pe raza orașului Slănic Moldova și își desfășoară activitatea în cadrul unităților școlare de pe raza orașului. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii formulate de SC Sfera SRL Bacău împotriva hotărârii Consiliului Local al orașului Slănic Moldova numărul 41 din 28.03.2018. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii formulate de SC Investica General SRL Bacău. Punctul 4 suplimentar. La proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri din județul Bacău numărul 1078/1087 din 16.04.2018. Acestea sunt punctele suplimentare. Supun votului dumneavoastră adăugarea acestor puncte următoarei ordini de zi. Citesc întâi ordinea de zi sau... Nu mai citesc ordinea de zi, o știți. Am citit doar suplimentare. Deci, aprobați ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Așa. Să trecem la punctul 1 a ordinii de zi, care este inițiată de domnul economist Bașu Gheorghe, primarul orașului. Am să citesc eu titlul. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării indexului mediu al prețurilor de consum, IPC, aferent anului 2018, față de media anului 2017, cu aplicabilitate în anul 2018 pentru contractele de concesionare și închiriere. Domn primar. Da, am, așa cum am descris, bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local. Cum am discutat ieri în comisie, indicele trebuie aprobate în Consiliul Local pentru a putea fi aplicat la sumele cu care au fost atribuite aceste terenuri. Este o formalitate, dar legea ne obligă ca acest indice să fie aprobat și în Consiliul Local. Dacă sunt ceva întrebări, vă stau la dispoziție. Domnul primar, ziceam atunci într-o ședință că vom avea, când se va face de nou indice, în vedere locurile astea ascunse din spate. Că nu poate fi un teren, să zicem cum e la, aici la barul de la Pufu, cu aceeași concesiune care e da. În spatele lui Venus, să zicem. Sau... Răspunsul meu este că acest indice este aplicat pe toate terenurile, doar că aceste contracte de concesiune există deja. Dumneavoastră, în solicitarea dumneavoastră, ați făcut să rezonăm stațiunea în așa fel încât să nu... și aveți dreptate, numai că nu este obiectul ședinței de astăzi. Noi vom analiza cum putem să tragem alte linii pe zona A, că aici este zona A și în centrul stațiunii este zona A, și sus la Vila Ioana este zona respectiv. Și la Dobru și în alte părți, da? Noi, nu este, la momentul acesta, noi aprobăm indicele și vă promit că la momentul la care vom face această zonare,
vă vom consulta din timp, le vom stabili în așa fel încât să fim echitabili. De exemplu, la zorile o să vrea, bun, poate cineva de drum, poate vrea și el parcare acolo. Eu am din loc, trebuie să spun, poate sunt de acord, dar la momentul acesta se referă la ce a trecut, bun, ce contracte sunt poate încheiate. Și chestia, bun. Să... Nu uită, ați făcut o solicitare și eu trebuie să răspund la ea. Numai că o analizăm, să treacă și bugetul, acum suntem într-o perioadă de început de an în care ne așezăm practic pe anul acesta și pe buget și pe salarii și pe altele. Este important. De ce este important? Pentru că fată de la impozite și taxe, dacă astăzi vine cineva să plătească o concesiune, majoritatea o să vină la sfârșitul lunii martie, că e termenul. Dacă astăzi vine, ea nu are documentul aprobat de Consiliul Local cu indicele de inflație, care este 4, am spus ieri în comisie, 4,6%, 4,63%. Pentru cei care ne urmăresc să știe că anul acesta vom indexa cu 4,63 de lei toate concesiunile la sută. 4,63% față de anul trecut. Așa cum se face în fiecare. Domnul secretar, ați notat și propunerea și promisiunea domnului primar. Avizul comisiilor. Favorabil. Trecem la vot. Cine este pentru aprobarea proiectului de la numărul 1? Cine este împotrivă? Diferența s-a abține cineva? Numărul 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului anual privind acțiunile sau lucrările de interes local pentru repartizarea orelor de muncă la acțiuni de interes local pentru beneficiarii de ajutor social conform legii numărul 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2019. Inițiator, economist Marius Gheorghe, primarul orașului, care dau cuvântul să susțină acest proiect. Da, eu susțin acest proiect odată că suntem obligați de lege. Primarul este obligat de lege să aprobe, să propună Consiliul Local să aprobe operațiunile pe care să le execute cetățenii care au obligația să facă ore de muncă în folosul comunității sau pentru alte compensații. Și aveți în proiectul de hotărâre, o să citesc, pentru că am foarte multe întrebări de la cetățeni, ce fac cei de la 416. Cei de la 416 nu pot face orice activități, pentru că unele activități intră în zona de pericol de siguranță și alte aspecte care nu pot fi trecute aici. Dar ei pot face așa, curățirea manuală de noroi și murdăria drumurilor, curățirea manuală a acostamentelor de noroi și pământ, curățirea manuală a șanțurilor și rigorelor, curățirea manuală a albilor de râu și păraie de pământ, bolovani, crenci și alte vegetații, desfundat podețe și albii de râuri de pământ lemnesc, scarificarea împietruirii drumurilor, așternerea de material de întreținere la drumuri, săpături manuale la șanțuri și rigole, reparații la drumuri a gropilor izolate, corectarea peturilor a plasticilor din albia râului. Pentru perioada de iarnă, curățirea de zăpadă a trotuarelor, scărilor, gurilor de deversare la păraia stațiilor de autobuz, curățirea de zăpadă a căilor de acces pe toată raza orașului Sănic Moldova. Aici am trecut și cum se evidențiază aceste ore și cine se ocupă, respectiv serviciul nostru de salubritate are întotdeauna o legătură cu cei de la evidența populației care au în evidență aceste ore, obligativitatea să facă ore și la sfârșitul lunii dau un document în care spun că da, persoana respectivă a îndeplinit numărul de ore pe care este obligat să le îndeplinească. Dacă se înscrie cineva la discuții, am înțeles, nu? Avizul comisiilor favorabil. Avizul comisiilor fiind favorabil, trec la aprobarea acestui punct. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Ați consemnat. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexii numărul 3 a Consiliului
a hotărârii Consiliului Local al orașului Slănic Moldova, numărul 182 din 28.12.2018, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale cu aplicare de la 01.01.2019. Deci hotărârea a fost pe 28 decembrie și aplicarea începe de la 01.01.2019. Da. Domnul primar, dacă susțineți acest proiect. Da, îl susțin, așa cum l-am și prezentat dumneavoastră tipărit. Noi, când am stabilit această taxă pentru scaune, e vorba de taxa pe scaun, pentru terase și restaurante, anul trecut am impus ca declarația pentru aferentă acestora să fie depusă până pe 28 februarie pentru anul în curs. Respectiv, am avut sesizare de la anumiți agenți economici că nu este bine ca el să plătească în luna februarie, respectiv până la 15 martie, să plătească pe tot anul. Și atunci, modificarea ar fi în felul următor. Că declarația se depune trimestrial pentru trimestrul în curs și atunci el va fi impus trimestrial și dacă nu a depus-o, atunci va fi impus automat pe baza numărului de scaune existent în autorizația de funcționare și certificatul de clasificat. Este o măsură care vine în întâmpinarea agenților economici, având posibilitatea să-și eșaloneze în patru tranșe această taxă. Dacă vreți să vă citeți. Nu, este foarte clar ce ați prezentat, dacă sunt discuții asupra... Nu se modifică quantumul sumei, se modifică doar procedura prin care aceste agenți economici pot să-și plătească aceste taxe. Discută cineva asupra punctului, să înscrie, deci nu cărtește nimeni. Avizul comisiilor? Favorabil. Să trecem la vot. Cine este pentru aprobarea proiectului? Cine este împotrivă? Cine se abține? Pentru toată lumea? Proiect de hotărâre privind acordarea reducerii cu 50% a taxei de salubrizare mediu stabilită prin hotărârea Consiliului Local Oraș Slănic Moldova numărul 183 din 28 decembrie 2018 pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav și accentuat. Inițiator domnul primar. Domnul primar, avem o solicitare în acest sens și am considerat că pentru primele categorii de handicap, cele imobilizate grav și accentuat, este bine 50% să susținem această taxă. Nu, venind în întâmpinarea persoanei respective, este vorba doar de persoana afectată, nu și de însoțitor sau alte persoane. Impactul economic nu este substanțial și noi o să susținem această cheltuială de la bugetul local. Respectiv, e vorba de 5 lei, de fiecare 5 lei și 10 bani în fiecare lună, de fiecare persoană. Sunt discuții? Comisiile? Ce opinie au? Favorabil. Să trecem la vot. Proiectul de la numărul 4. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? La numărul 5 avem proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru al Consiliului de Administrație pentru SC Util Prest SER, SRL Slănic Moldova. Domnul primar, e proiectul dumneavoastră. Despre ce este vorba? Este vorba despre faptul că s-a ținut un concurs pentru un post disponibil la Consiliul de Administrație. Consiliul de Administrație nu poate funcționa cu 2 membri, trebuie să funcționeze cu 3. Acest post a fost disponibilizat la momentul la care domnul Moraru Valentin s-a autosuspendat. Dumnealui încă nu a primit, a sperat că în 6 luni o să primească răspunsul de la Comisia Națională de Integritate vis-a-vis de conflictul de interese. Pentru că nu a primit răspunsul, am fost obligat să
facem acest concurs, pentru că nu mai puteam numi interimar pe 6 luni. 6 luni puteam, am reușit interimar. 6 luni a fost numit, de fapt, următorul de pe listă, conform concursului. S-a ținut concursul, doamna Leoleacă a câștigat acest concurs, există documentele comisiei și trebuie validat în Consiliul Local, membru de plin în Consiliul de Administrație la cele două utilități, respectiv, deci firme de utilități, respectiv și punctul 5 și punctul, și 6, punctul 6 are aceleași, da, ele trebuie să fie aprobate separat ca să fie. Da. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Întrebarea este cine desemnează și cine desemnează. Păi, concursul a fost coordonat de către membrii din Consiliul de Administrație, ajutați de către primărie, doamna secretar, oameni de la resurse umane, adică lucrurile s-au făcut așa cum trebuie, nu... Da. Comisiile, cum au fost favorabil, să trecem la vot punctul 5, cine este pentru? Împotrivă, cine se abține? Proiectul de, numărul 6, proiect de hotărâre privind dezarmarea, nu, desemnarea unui membru al Consiliului de Administrație pentru SCA Traserv Salubrizare, SRV Slănic Moldova. Inițiator, domnul primar Baciu Gheorghe. Are legătură cu punctul 5. Păi tot, pe aceeași întrebare. Cine și... Favorabil. Dar cine în persoană? Tot doamna. Tot doamna. Da. Cine se împotrivă? Împotrivă. Împotrivă sunt? Cine? Nu, nu, e glumă, dar... Nu să ne prestați atenție, ați început cu împotrivă. Că i-am spus că dezarmează, nu fac. Da, n-am. În ochelari de fix, mă scuzați. Deci, pentru sunt toți membrii Consiliului, împotrivă nu-i nimeni și nu se abține nimeni. Trecem la punctul numărul 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actului adițional numărul 3 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Domnul primar? Da. Actul adițional numărul 3, așa cum s-a discutat ieri în comisie, prevede ca fiecare primărie să plătească conform cu cantitatea pe care o depozitează. Respectiv, sperăm ca foarte repede, noi suntem convocați vineri la adunarea generală a DIS, foarte repede să se treacă la acest mod de lucru, însemnând că fiecare localitate este interesată să predea mai puțin, respectiv să plătească mai puțin, eventual să cheltuiască resursele care ar rămâne din taxă, dacă rămân, că la noi încă suntem pe minus, în educarea și creșterea gradului de colectare selectivă. Avem o prioritate și față de Uniunea Europeană și cu penalitate de altfel dacă nu îndeplinim aceste criterii. Aș vrea să vă rog să treceți în procesul verbal că aș solicita pe măsura în care este posibil să se elimine adisul din facturarea gunoiului. La momentul acesta noi suntem obligați, conform documentului de poziție inițial, ca circuitul banilor pentru plata acestor gunoaie să fie prin adis, respectiv, odată cu schimbarea modului de lucru pe cantitate, noi am predat o cantitate, Ecosudul, respectiv concesionarul depozitării, ne facturează, acum conform documentului de poziție trebuie să factureze la adis și adisul să ne notifice pe noi. Din această cauză la adis se adună toate localitățile și există riscul să fim blocați din cauza neplății altor localități. Respectiv, dacă reprezentantul care se va duce, cel mai probabil domnul viceprimar la adis poimine, să susțină acest punct de vedere pe care sper să-l agreați dumneavoastră, ca și
circuitul de plată să se facă direct către operator. Respectiv, ADIS-ul să rămână forul nostru asociativ la județ, dar activitatea economică, practic, să se desfășoare direct cu operatorul. Noi cu serviciul nostru plătim colectarea și transportul și către Ecosud să plătim depozitarea direct, nu prin ADIS. Asta. O solicitare de județul de Consiliu Local să facem o solicitare în sensul ăsta. Bun. Eu supun atenție această propunere pentru că nu am trecut-o. Noi am fost obligați să respectăm un tip de aprobare de Consiliu Local, dar mai mult de atâta se poate, în sensul în care, dacă dureați o să aprobați, să trecem punctul de vedere al nostru ca și circuitul de contări să fie direct ca și al gunoiului. Argumentul suplimentar este că pentru agenții economici așa se întâmplă. Tot gunoiul de la agenții economici care ajunge la Ecosud, Ecosudul facturează serviciului și serviciul facturează agentului economic, respectiv n-ar fi o treabă suplimentară sau un lucru anormal, dar ar permite Ecosudului să-l blocheze la poartă doar pe ăla care nu și-a achitat gunoiul. Să nu mai ne gândim noi noaptea, oare ne mai blochează săptămâna asta? Nu ne blochează săptămâna asta. Eu vă mulțumesc, dacă sunt întrebări. Repet, întrebarea. Dacă sunt la discuția de la ADIS și ceea ce spunea în seară, deșteptarea vis-a-vis de revisia cu domnul Sebo și vis-a-vis de faptul că groapa s-ar putea să intre în închidere. Deci vorbim de groapa ecologică la Bacău. Deci acolo când vă duceți, dacă sunt întâmpinate greutăți vis-a-vis de facturare, să vă spuneți, da. Bune, cine prestează serviciul, facturează. Cine plătește, ca să nu fim băgați în aceeași oameni. Bun. Deci, înseamnă că sunteți de acord cu propunerea pe care am făcut-o? Sunt, am citit da, ziar, da. M-am îngrozit că setul era acolo un câine curbat. Procedat. Bun. Ăștia suntem la momentul acesta. Noi trecutul nu-l putem repara așa de repede. Sunt sigur. Sunt localități care plătesc enorm, vor plăti enorm de mulți bani. Noi am reușit să facem dovada și astăzi am fost personal la ADIS. Am reușit să facem dovada că nu avem datorii, dar totuși avem notificare de executare silită pe toate plățile către ADIS. Și amănuntul este că foarte multe asemenea structuri asociative din țară procedează exact cum am propus noi. Adică el este forul care legiferează, cumva reglementează, dar relațiile economice se derulează între operator și beneficiarul serviciului este primăria. Ăla să-l blocheze la groapă pe ăla care nu a plătit și este așa foarte simplu. Așa s-a înțeles de la centru descentralizat. Da. Bun. Care descentralizat? Deci un fel de bambilici cu gunoaie. Cine se bagă în gunoaie? Deci, domnul viceprimar, ați înțeles punctul care este agreat. Comisiile sunt de acord. Favorabile. Să votăm acest punct de proiect. Să facem și o hotărâre de Consiliul Local. Da. Deci, o hotărâre sau o solicitare? Pentru este... Putem face o adresă scris pentru noi. Noi vom face o adresă când comunicăm că s-a aprobat. Vă face o adresă trecând exact și solicitarea, solicitarea ca și, și circuitul banilor să fie direct ca să nu mai fim blocați de alte OAT-uri. Să putem decide noi pentru minusul nostru sau pentru plusul nostru. Deci da. Sunteți de acord. Am numărat 13 împotrivă. Să abține cineva. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al orașului Slănic Moldova numărul 2 din 7 ianuarie 2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate a primarului și din serviciile publice și din subordinea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova. Inițiator, domnul primar. Da. Domnilor consilieri,
pentru că ieri în comisie am discutat destul de mult despre acest lucru, dar vreau astăzi, pentru că unii consilieri nu au fost și pentru cetățenii noștri, să fac următoarea precizare. În august 2018 am propus un proiect de hotărâre pentru creșterea salariilor, așa cum am promis, după restructurare, după ce am restructurat 7 posturi. Am retras acel proiect de hotărâre pentru că nu ne-am înțeles cu sindicatul la acel moment și l-am repus. A venit acea perioadă cu salariile, cu norma de hrană, cu tichetele de vacanță și lucrurile au căpătat, au fost câteva luni în care nu am știut cum să procedăm. Am așteptat luna decembrie, când în luna decembrie nu s-a mai amânat nici norma de hrană, nu s-a mai amânat nici tichetul de vacanță așa cum era prevăzut. Respectiv, noi când gândim aceste facilități, le gândim ca bugetul total de cheltuială din banul public pentru resursa umană angajată la Sănic Moldova. Și atunci am fost foarte atent și totuși am convocat acea ședință extraordinară pe 7 ianuarie, dat de faptul că mi-a fost teamă să nu se blocheze salariile din decembrie 2018, să fie în ianuarie 2019, respectiv, nu aș fi îndeplinit acea promisiune față de colegii din primărie. Vă informez, pentru că au fost foarte multe comentarii, că media creșterii între noiembrie 2019 și propunerea care 2018, media creșterii între noiembrie 2018 și decembrie, respectiv propunerea din ianuarie să rămână salariul net, este de 1,29%. Adică 29% este media creșterii salariilor. Pentru cei care vor punctual, vă pot spune și cum au crescut pentru fiecare persoană sau funcție în parte. Respectiv, noi la momentul acesta, proiectul de hotărâre spune să menținem salariul net în plată în luna decembrie, care deja a fost crescut cu 29% față de noiembrie. Puteam să nu organizăm ședința extraordinară și veneam astăzi și spuneam, domnilor, asta este creșterea. Faptul că a crescut salariul minim la 2080 de lei, noi suntem obligați, cum am făcut și în decembrie 2017, pentru a păstra același venit net, să modificăm coeficientul. De fapt, propunerea mea este să se păstreze salariul net în plată de luna decembrie și dat de faptul că încă nu avem aprobat bugetul pentru anul acesta și dat de faptul că mai avem și un plan de reașezare cumva a resurselor umane. Poate că în 2 luni, poate că în 3 luni, după ce se aprobă și bugetul, dacă situația ne permite, atunci o să putem relua această discuție. Până atunci vă informez doar că ar fi o pierdere la bugetul local de 273.632 de RON anul acesta, dacă am aplica acel procent. Este aproape 10% din bugetul nostru din venituri proprii. Respectiv, părerea mea și argumentația mea este că nu suportă bugetul local, în primul rând că am mărit de 2 ori pe lună salariile. Tocmai v-am argumentat că le-am mărit în așa fel încât să compensăm și minusul dinainte și eu consider că acest proiect de hotărâre este echitabil și pentru astăzi, dar și pentru etapa următoare. Încă o dată, dacă dintr-o situație fericită vom primi, nu știu, din cote defalcate de undeva câteva milioane de RON, am mai putea să facem ceva. Dacă punctual, dacă vă interesează pe funcții, am aici o situație exactă cu fiecare salariat pe fiecare funcție și dacă vreți, inclusiv în ultimii 2 ani de zile, cel mai puțin salariul a crescut 50%, respectiv, nu putem să spunem că salariile la primărie nu au crescut. În așa fel încât, sper că am fost suficient de clarificator și că în al doilea rând aceste salarii sunt publice. Noi imediat ce le aprobăm, le punem pe site-ul primăriei. Oricare, ne obligă legea, oricare dintre dumneavoastră veți vedea salariile
tuturor angajaților, inclusiv a primarului, a viceprimarului, la toți, la tot, la toată lumea. Dacă sunt întrebări. Întrebări, domnule, ci comentarii. Ieri am comentat la comisie despre aceste salarii care, știu eu, au creat atâta, știu, animozitate în rândul oamenilor din administrație, dar și printre ceilalți consilieri în mod special. Dacă ieri am făcut comentarii, astăzi, spre exemplu, după ce am stat și m-am gândit și am analizat cu atenție ce acest punct, cred că într-o administrație întotdeauna se găsesc soluții bune pentru cei care lucrează. Și vin cu argumentul pe care l-am spus și ieri. Fiecare cetățean care lucrează, indiferent unde el, trebuie să fie motivat. De aceea, eu vin cu propunerea pe care vă rog să o luați în calcul, și anume păstrarea coeficienților din 2018 și aplicarea lor la minimum pe economie din 2019, adică la 2080. De ce spun acest lucru? Ia gândiți-vă că de la 1 ianuarie a crescut euro, au crescut prețurile la carburanți, au crescut în lanț toate prețurile. Pentru o nimica toată, adică pentru un minim care se poate da unui lucrător, noi acum stăm și ne, știu eu, stresăm pentru punct de vedere. Deci încă o dată, punctul meu de vedere, punctual, să rămână aceiași coeficienți și să se aplice coeficienți respectiv la minimum din 2019, adică la 2018. Încă o dată, domnul consilier, fac precizarea că aceasta nimica toată reprezintă 10% din bugetul local din venituri proprii. Și dacă vreți să transformăm banii ăștia în corpuri de iluminat, reprezintă 600 de corpuri de iluminat. Adică noi aici suntem obligați să gestionăm banul public. Cu tot respectul pentru colegii noștri, care tocmai v-am anunțat că în medie au primit 29% creștere salarială în ultimele două luni, mai primesc și un normă de hrană care înseamnă 345 de lei pe lună în fiecare lună, de data asta de la femeia de serviciu pentru cea mai înaltă funcție la fel, și mai primesc și un voucher de vacanță pe an care înseamnă 1450 de lei. Se adaugă la aceste avantaje. La momentul acesta nu există o altă categorie profesională, nu numai la noi în zonă, și în altă parte, care să aibă o creștere așa de mare de venituri. Încă o dată promit că după ce se va aproba bugetul județean și vom vedea aceste aspecte, cum vor evolua, corelat cu programul meu de redistribuire a funcțiilor. Pentru că și asta este important. Noi încă mai suntem într-o corelare. Când o să reușim acest lucru, eu vă promit că o să revin și o să rediscutăm salarizarea personalului. Eu apreciez când dumneavoastră țineți, eu lucrez cu ei, ar trebui eu să fiu mai vehement decât dumneavoastră să le mărim salariile, să zâmbim cu toți aici. Dar mă gândesc la banul public și la responsabilitatea mea în fața alegătorilor de a-l chibzui. Eu mă gândesc și la altceva și mi-aduc bine aminte și cred că toți consilierii și aduc aminte că s-au făcut niște diminuări salariale în 2018, care au ajuns în la sfârșitul 2018 cam la salariul oamenilor din acea perioadă. Nu, dar sunteți... Nu, opriți-vă pentru că nu este în regulă. Haideți să vă spun ce s-a întâmplat. Deci față de 2016, vă prezint o altă situație, da? Față de 2016, față de decembrie 2016, în decembrie 2018, cel mai puțin a crescut salariul cu 53% și cel mai mult 244%. Deci nu vorbiți de diminuare, pentru că este o eroare. Diminuarea, când a venit Curtea Constituțională în ianuarie 2017 și a vorbit de familia ocupațională, atunci s-a pus problema că dau un exemplu secretarului de primărie. Da? Un secretar de primărie trebuie să aibă același salariu în toată țara. Secretarii de primărie nu sunt, nu au aceeași muncă, unii au echipe, unii nu au echipe și așa mai departe. Noi ar trebui să dăm acea salarizare ca să nu fim atrași în instanță pentru că a hotărât Curtea Constituțională. Legea aplicabilă din iulie 2017 stabilește foarte clar. Ordonatorul principal de credite stabilește aceste salarii în funcție de disponibilitatea bugetului local.
respectiv noi, față de 2017, după ce s-a pus această lege, întotdeauna salariile au crescut. Respectiv, v-am spus că numai noiembrie 2018, față de ianuarie, februarie, cât o să fie, ăsta a crescut cu 30%. Dacă ne uităm la alte categorii profesionale, plus tichetele, plus drepturile care, pe care suntem obligați să le... Și vă spun, domnul consilier, în cifre. Pentru că noi la primărie vedem bugetul total al primăriei ca cheltuială. Deci noi, în prima variantă, trebuie să creștem cheltuiala cu 662.972 de RON. În varianta propusă de mine, o să creștem și o să, practic, o să rămână 273.632 de RON. 2.730.000.000 de lei. Banii aceștia, eu cred că banii aceștia la momentul ăsta trebuie să-i păstrăm pentru proiecte, pentru altceva și dacă încă o dată, dacă ne permite sau cade o bombă cu bani la Sălim Moldova, o să dăm și mai mult la angajați. Am, într-adevăr, angajați care merită mai mult și unii care nu merită acești bani, dar pentru că noi suntem obligați la aceeași funcție să dăm același salariu, nu putem să-i diferențiem. Această treabă este în sarcina mea și zi de zi încerc să fiu pe drumul ăsta ca banul public, care ajunge și în salariul angajatului, să fie eficient, adică să muncească pentru banii ăștia. Bun, atunci am înțeles că sindicatele au făcut un raport. Sindicatul din administrație. Citiți-le și nou raportul. Sindicatele să din administrație. Ce părere are sindicatul vis-a-vis de această Bun. Problemă. Prima dată fac precizarea că părerea sindicatului este consultativă. Și sindicatul a aprobat acum 2 săptămâni raportul prin care eu am mărit salariile și faptul că le păstrez salariile după 2 săptămâni. Dumnealor nu au spus atunci că sunt de acord cu mărirea salariilor, dar condiționat de faptul că peste 2 săptămâni să le puteam să vin în aceeași hotărâre de consiliu să cer și salariile pe bază. Ați înțeles? Eu nu am citit măcar concluzia. Deci acestea sunt această administrație au aceeași părere ca și a mea. Adică să rămână aceeași coeficienți, să se aplice la 2080. Deci, domnul consilier, vă citesc raportul sindicatului. Proces verbal. Între unitatea administrativă teritorială de Sălim Moldova și sindicatul forma salariilor din orașul Sălim Moldova. Primul rând, fac precizarea că avem aproximativ 30% din salariați care nu sunt membri de sindicat. Știți cumva, domnul Forcoș, că sunteți la sindicat, cât e procentul? Deci este semnificativ. Nu mai mult de jumătate, dar este important. În cadrul întâlnirii pe care am avut-o, s-a discutat despre acest proiect de hotărâre. Haideți să vă citesc concluzia ca să... Concluzia asta. Așa. Având în vedere că în urma analizării grilei propuse s-a constatat o diminuare a coeficientelor aprobați în luna decembrie 2018 conform HCL din 7.1.2019, în contextul suplimentării atribuțiilor de serviciu, ceea ce nu este, deci nu s-a suplimentat nicio atribuțiune de serviciu din decembrie până în ianuarie. Toate atribuțiile de serviciu au rămas cel puțin alea din luna noiembrie. Să fie clar, dar ăsta e făcut de sindicat și eu nu pot să spun că așa. A fiecărui se arată ca urmare a deficitului de personal, se propune menținerea coeficientului în luna decembrie cu aplicarea salariului minim garantat în plată la 1.1.2019 în toate categoriile de salariați din aparatul de specialitate a primarilor, serviciul publice din subordinea Consiliului Local. Semnează lider sindicat Anton Stelian și secretar general Harapu Mihai. Vă dau amănuntul că noi nu avem încă un lider de sindicat, nu a fost ales. Este nu am procesul verbal prin este care Anton Nu prin care Anton Stelian este lider este de la judecătorie prin sentință definitivă. Da? Pentru că era domnul Forcoș și vă rog să-mi prezentați și mie ăsta ca să a venit hotărârea să... Nu, trebuie să fiu informat despre asta ca să știu dacă semnătura asta este validă sau nu. Bun, domnul consilier, mai aveți ceva de Da. Domnul primar, încă prima întrebare. Cu mărirea salariului în 2018, nu s-a făcut dezbinare între salariați? Și vă spun dici aici, prea-mi dat răspundul dumneavoastră. Vă rog. Acum 2017, în începutul 2018, ați mișorat salariul la unii salariați din primărie. Deci le-ați luat din salariu. Acum când ați mărit, salariața aia care le-ați luat banii, n-au pierdut la salariul, de aia față de aia care s-au mărit? Deci, nu.
Deci faptul că am micșorat salariile este o eroare. Și vă rog, nu, nu, deci domnul, secretar, deci domnul, domnul Ionel, aici nu suntem, să spunem, minciuni. Aici suntem. Uitați, domnul, deci domnul, deci domnul consilier, eu vă fac duplicat câte vreți dumneavoastră după toate creșterile salariale din 2016 până astăzi. Eu am, v-am pus întrebarea, disciplinarea antisalariat, care ați luat la salariat atunci din salar, și acum când ați mărit salariat, au luat cât de... Nu, dați-mi un nume, vă rog frumos. A fost în ședință discuția asta, nu, nu, nu. Că eu am făcut deci, eu ca salariat la primării treaba. Încă o dată, noi suntem obligați să păstrăm niște grile de salarizare. Nu poți să-i dai șefului de birou mai mult decât șefului de serviciu. Da. Adică, din punct de vedere al ierarhiei salariale, nu există niciun fel, vă dați seama că imediat s-ar duce în instanță și ar discuta această problemă. Din punct de vedere al creșterilor salariale, încă o dată, 2016 față de 2019 este o medie de aproape 80% creștere, 80%, aici vă spun sincer, nu am făcut media decât noiembrie cu decembrie, astea proaste. Da. Și noiembrie cu decembrie creșterea este de 29%, încă o dată, la care se adaugă normă de hrană și etichete de vacanță. Se pune, la, domnul consilier, la noi, la bugetul local, toate costurile astea se plătesc. Dumneavoastră nu le puneți, este dreptul dumneavoastră. Dacă, un, dacă vreți un muncitor necalificat, acum... Domnul primar, dacă întrebarea a fost dacă s-a făcut dezbinare sau nu. Nu s-a făcut, domnul. Atunci aș trece mai departe. Are cuvântul domnul. Spune că nu s-a făcut dezbinare. De exemplu, ăla care a mărit salarul, ce a mărit acum, ce diferență a rămas între ăla care i s-a mărit atunci salarul și ăla care i s-a luat din salarul atunci? S-a mărit acum salarul. E problema noastră. Da. Deci, te-ai mărit cu trei consilierii salariați și l-au lucrat la primărie. Și ce stau? Deci, domnul consilier, problema cu dezbinare. Eu nu am luat din salariul nimănui. Există o ierarhie. Nu, nu, nu ne-am micșorat. Exclus. Dar s-a spus în ședință, de trebuie să micșorat. Deci el a avut, el a avut pe familia ocupațională un electrician de la Stănin Moldova și un electrician de la Cluj, nu știu, dau exemplu electrician, nu știu dacă e concluent. A trebuit să aibă același salariu. Legea salarizării îl obligă pe ordonator principal decrete să, să dea în funcție de ce are suportul. Încă o problemă, domnul consilier. Eu sunt foarte de acord să dăm acești bani. Dar ori îi luăm de la cetățeni mărind impozitul, ori îi luăm de la întreprinzător mărindu-le impozitul. De unde luăm acești bani? Nu din luăm, spun eu. Ați redus de la 62 de salarii sau cât primeți primăria la 36, nu? Așa. Asta te-a salarii care n-a fost. Dar n-am... Nu, nu e așa, pentru că 62 e cu tot cu, puteam să fac 62 mâine. Avem 14 la salubritate, mai avem serviciu. Nu, dar salariații, care eu v-ați spus, s-a redus 28. Eu așa știu că s-a redus de 130. Nu, deci domnul, domnul Ionel, încă o dată, 7 posturi s-au redus față de cât am găsit eu. Da? Dar, în același timp, trebuie să fim conștienți că această creștere trebuie să crească și eficiența angajatului. Nu mai putem să stăm numai să venim la muncă, să ne facem să plecăm mai mult. Sindicatul nu spune că de săptămâna trecută programul de lucru este vineri până la ora 2. Da, a fost... oficiali de serviciu să îmbătăște. Da, dar lucrează, lucrează oficiali de serviciu să-și acopere orele alea două. Înseamnă că tot atâta dublu, numai puțin. El lucrează 8 ore oficiali de serviciu și într-o lună se adună 16 ore de... De... Dar îți plătești, da? 15%, așa-i dat de la guvern. Poftiți? 15% îți plătești. Nu, dar, dar rețineți, eu am venit în întâmpinarea angajaților și aproape, aproape ca în domeniul privat se face un pachet salarial. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că trebuie să gândim și la tichetele astea, trebuie să ne gândim încă o dată. Cheltuiala se mărește cu exact 273.000 de ron. Dumneavoastră astăzi stabiliți dacă banii ăștia ajung la
28 de oameni sau ajung la cetățeni în stațiuni undeva să facem ceva pentru lucrurile. Tocmai asta vreau să spun. Să tranșăm prin vot această problemă. Sunt, dar înainte de vot, uitați-vă, v-ați înscris. Eu n-am fost ieri la ședință. Am fost și informat și de sindicat și de unele persoane care lucrează aici. Eu v-aș spune următorul lucru. Așa cum primăria a căzut peste poate această chestiune să se mărească salariile, același lucru l-am pățit și noi cei din mediul de afaceri, pentru că la noi nici s-a mai putut discuta că vrem, că nu vrem. Ăsta e minimul, ăsta e pentru studii superioare, ăsta e pentru necalificat, ăsta e pentru ăla. Nu interesează pe nimeni, nici din guvern, nici din primărie, nici de pe stradă, dacă noi avem bani, trebuie să dăm salariile acestea care s-au dictat de la guvern. În condițiile în care noi nu am putut să mărim prețurile, dacă ați sesizat toate unitățile din familie Moldova, au mers pe prețuri mai de dumping, așa ca să nu zic mai de criză. Și totuși trebuie să ne încadrăm. Acum la Consiliul Local știu că este foarte greu, oriunde și nouă ne este greu. La Consiliul Local de bine de rău s-au mărit taxele și impozitele. Și bănuiesc, nu vreau să intru în conflict cu nimeni, că ar trebui să chirurgească mai bine chestia asta cu salarizarea celor care duc greu în primărie. Indiferent că noi suntem primar, viceprimar, nu știu mai ce, secretar, totuși cei care sunt salariați, fiecare are partea lui care în acest, în portalul acesta al primăriei, a realizării primăriei, își aduce aportul. Nu își aduce aportul 2 ieri, nu e bine deloc. Și eu aș vrea să întreb dacă dumneavoastră, vis-a-vis de calculul care l-ați făcut, el cu cât îi se mărește salarul după ce a aplicat dumneavoastră ce ar fi de aplicat? Primește ceva sau rămâne la salarul care este acum? Da. Și încă o chestiune și cu asta închei. Cred că știu așa o răutate, că totdeauna noi nu ne uităm la noi, ne uităm la altul. A fost și faptul că v-ați mărit salariul dumneavoastră cu 10 ani sau nu știu cât și vezi, Doamne, vă dați seama, nimeni nu calculează, vezi, ce răspundere are ăla, ce are ăla. Și să vede ce ziceam de electricianul ăla, de exemplu, nu-s de acord să primească secretarul de la Cluj cât primești cel de la Pârgărești, care are alte atribuții. Nu se întâmplă că sunt pe categorii de orașe secretarii sănătății. Eu am înțeles, știu asta. Deci, să vedeți pe categorii de orașe. Bun, vă răspund imediat dacă vedeți. Important este să ziceți dacă omul efectiv se mărește salariul sau rămâne același, sau poate pierde. Pentru că s-a amintit de... Iar noi nu vrem să fim Consiliul Local cei care sunt pe total să fim călăie salariaților. Pentru că noi am hotărât că noi suntem șmecheri orașului. Încă o dată. Noi avem puterea să decidem. Salariul primarului și al viceprimarului sunt stabilite de lege. Nu le stabilește Consiliul Local. Dar mie nu trebuie să-mi spune. Nu, dar ați amintit că eu mi-am stabilit. Eu nu pot să-mi stabilesc. Adică, la doilea rând, vă spun așa, nu era cazul, dar dacă tot s-a ridicat problema, peste 20.000 de roni din banii mei pe anul trecut au fost întorși în diferite și o să vă prezint la raportul anual cu ce am ajutat eu, că nu am venit aici pentru salariu. Răspunsul vis-a-vis cu ce rămâne omul. Vă spun că prima dată sunt necăjit de aceste etichete valorice, pentru că etichetele valorice se impozitează și de fapt statul român ia bani din impozitul cetățeanului de la Sănii Moldova și îi duce la CAS, la alte impozite. Din 345 de lei pe care noi o să-i plătim pe fiecare angajat, dacă ajung 200 de lei în contul angajatului. Dar noi suntem obligați să dăm acești bani. Și atunci, totuși trebuie să realizăm că 200 de lei este 200 de lei. Poate reprezintă 10%, poate reprezintă 5% din venitul lui. La fel cu tichetele de vacanță. Care și sunt politicați. Salariu. Așa. Da. Salariul
impozitul pe salarii este proporțional și pot să vă dau cât e brutul și cât e netul, că mie mi este foarte simplu. Dar el cât câștigă dacă e aplicat? Deci uitați, femeia de serviciu de la Sănic Moldova are 1644 de lei net, la care se adaugă acel tichet de vacanță și voucherul de vacanță, respectiv 1850 de lei net în fiecare lună. De aici în sus sunt care ajung la 3500 net, la 3000 de lei net, cu studii superioare în jur de 3000 de lei, plus tichetele. Eu consider că pentru Sănic Moldova, la acest moment, acest venit net este corelat cumva, nu cu cât de mult muncește el, ci cu posibilitățile de plată ale primăriei la acest moment. Promit că dacă reușim să facem planul de reorganizare, atunci mai creștem atât cât putem. Încă o dată. La planul de reorganizare ar fi de dorit, pentru că de aici sunt multe voci, să țină cont cine are vechime, cine are calificare, cine a lucrat și cine a parașutat. Bun. Pe mine nu mă interesează ce a fost în urmă, că nu, nu pot. Da, vechimea în poștă, vechimea, care ar trebui să bun, deci, domnul Munteanu, am propus și o să aprobați acum, sper, să reducem, spre exemplu, post de economist la studii medii. Nu vin economiști la serviciul de, sau alte. Nu excludem asemenea lucruri, pentru că într-un birou unde sunt 3 cu studii superioare și 2, să zicem că s-ar justifica să facă treabă de studii superioare. Al treilea, dacă tai chitanții, el nu contează. Dar și vechimea. Ați văzut că și la noi, la, spune acolo, el poate să aibă facultatea de litere mici de mână. Dacă nu este facultatea... Doamna, dați-mi voie să vorbesc. Nu vă băgați în vorbă, că știți cum mă supărați. Facultatea de litere. Da, dai o exprimare frumos. Îmi cer scuze dacă nu am vrut să zic bun, facultatea de litere. Nu e o exprimare frumos. Da. Deci, dacă nu are facultatea pe serviciu care îl execută, nu-i mai are salarul. Domnul consilier, haideți să închidem. Sau decepționer cu facultatea IT. Așa se aplică și la noi. Bun, haideți să vă degenerat. Dacă permiteți, domnul președinte, o singură frază. Să tranșăm prin vot și să vă propun alternativ. O singură frază de final vreau să vă spun. Sunt responsabil pentru această localitate și bugetul, cum cheltui banul public, este prioritatea numărul 1. Luptăm să aducem mai mulți. Dacă, în schimb, anul acesta, dumneavoastră veți vota împotriva propunerii mele și 662.000 de ron se vor duce în alte direcții, în salarii, atunci riscăm să ajungem unde am fost, de unde venim. Cu blocaje, pentru că nu mai ai de unde să plătești curent, nu mai ai de unde... Pe de altă parte, vă întreb eu, avem nevoie să reparăm stația de apă, avem nevoie de făcut niște investiții majore. Din ce vom face aceste studii de fezabilitate, studii geo, ce mai avem nevoie, pe care nu ne decontează niciun proiect? Putem să gândim viitorul Stănicului fără să ai o disponibilitate în acest sens, să faci ceva? Sau nu-l putem gândi? Pe de altă parte, spuneați de impozite. Noi nu am mărit impozitele cu 30%, domnul Munteanu, cu cât s-au mărit salariile. Da? Dacă măream impozitele cu 30%, la cetățeni sunt la fel, ba la unii mai puțin, la întreprinzători 18%. De unde echilibrul ăsta? Mai mult, utilitățile au crescut, toate, și măturătorul are salariul crescut. Compensația trebuie să o dăm de undeva. Eu n-aș vrea să ne vârtim în jurul acestui cer vicios. Eu cred că am fost suficient de explicit, da. Domnul președinte. Ați notat punctul de vedere, domnul. Nu, dar după cum spuneam, într-o administrație se găsesc întotdeauna soluții de funcționare. Da. Uitați că noi am găsit administrația cu o pierdere de 39 de miliarde, tocmai pentru că nu s-au găsit soluții. Bun, și ce? Acoperit-o. Dumneavoastră vreți să veniți înapoi la soluțiile alea care au adus de răpăr? Votați, domnul președinte, votați soluția cu care Sănic Moldova a ajuns în găleata în care a ajuns. Da? Votați soluția aia. Eu sunt bucuros că se filmează, că cetățenii vor vedea și cum ați votat și cum v-ați spus punctul de vedere și eu mă simt cu conștiința împăcată la momentul acesta. Dar nu ați răspuns cu cât crește salariul față de astăzi. El are, să zicem, astăzi 30, cum ați spus.
După aplicarea coeficientului crește sau rămâne acela? Rămâne salariul. Propunerea mea de proiect este că rămâne salariul pe care l-a avut în decembrie 2018, la care se adaugă în fiecare lună norma de hrană și celelalte care sunt obligatorii conform legii. Domnilor consilieri, s-au separat două opinii. Prima este proiectul domnului primar, care a fost discutat și ieri și care are avizul comisiilor de specialitate. Favorabil. Și a doua opinie este propunerea de proiect a domnului consilier Cotescu. Eu zic, care n-a fost discutată, n-are propunerile comisiilor și putem amâna acest proiect sau să trecem la vot. Nu se poate. Și să... Nu putem da salariile. Nu se poate da salariile. Așa. Deci atunci să trecem la vot. Cine este pentru proiectul domnului primar? Șapte voturi. Cine este împotrivă? Să votăm împotrivă, mă rog, Radu, cu toți studentii. Mă rog, Cotescu, doamna Ioana, împotrivă, domnul Munteanu. Pentru, ați fost? Nu am, mă abțin. Și eu mă abțin. Și aici domnul Munteanu, împotrivă, patru. Nu, eu mă abțin. Deci, putem considera că vă rog să nominalizați. Nu s-a luat în considerare proiectul domnului Cotescu prin votul făcut la proiectul. O propunere, dar s-a notat. Și propunerea a fost foarte clară cu indicii să se mențină în vot. Trecem la următorul punct după ordinea de zi. Dar aș deci vrea să spun, pentru urma voturilor ăsta, sper să nu fie răutăți sau nu știu cum să le numesc. Așa am considerat noi că este suficient o creștere de salariu într-un an de zile sau într-o lună de zile. Nu permis să răspund. Dezbinări și certuri vor fi întotdeauna. Să le așa să înțeleagă. Mergem înainte. Cel puțin votul meu să nu... Da. Așa v-a deci, spus domnul primar cu promisiunea că atunci când domnul Catrințașu vrea să dezvinovățească de cum a votat. Nu să se dezvinovățească. Să nu suferi consecințe. Ar vrea ca angajatul din primărie să se comporte la fel și cu cel și cu cel, da? Da. Bun. Eu, apropo de ce spunea doamna consilieră Tudoreanu, vă promit că dacă vom avea... A fost frumoasă explozia cu o bombă cu bani peste slănica aia. Dacă vom avea ocazia... Cred că ați notat-o. Da. Dacă vom avea ocazia... Dacă explodează vreo bombă cu bani. Da. Dacă vom avea ocazia să creștem veniturile angajaților să-i creștem. Și eu vă mulțumesc pentru că altfel ați fi pus într-o dificultate foarte mare bugetul pe anul acesta. Da, pentru că, domnule, vreau să vă spun și eu ceva. Școlile de renovare a Sănicului sunt într-o stare în tot mai bună. Tocmai de aceea, data următoarea ședință, eu să vin să vă propun să ne dați 1 miliard de lei, 10.000 pentru a face dotare. Școlile sunt, poftim, pentru, din finanțare complementară. Da. Și se poate face. Da, există poate lege. Face. Așa, și este pentru copiii noștri și pentru părinții lor care vin nemulțumit. Ne rugem prea mult. Ați spus într-o ședință ulterioară. Și o să mai spun. Punctul 9. Deci banii aceia se mai pot folosi. De hotărâre privind transformarea postului de economist din cadrul Serviciului Public de Salubrizare din subordinea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova în post de contabil. Inițiator domnul primar. Da, cred că a fost suficient comentariul meu de mai înainte. Avem, am scos la concurs posturi, nu s-a prezentat nimeni și avem persoane cu studii medii care au solicitare să fie angajate și
nu este, adică se potrivește, nu este nevoie să depună bilanț, balanță, alte documente, pentru că va fi mereu ajutat de biroul economic din cadrul primăriei. Și atunci poate reușim să angajăm pe cineva și, bineînțeles, și faci contabilitate primară. Da. Facturi, miruri, lucruri simple, care nu trebuie să facă un economist. Intervine cineva la... sau avizul comisiilor? Să trecem la vot. Cine este pentru aprobarea proiectului de la numărul 9 din ordinea de zi? Majoritatea sau se abține cineva? Numărul 10. Proiect de hotărâre privind declararea sau atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Slănic Moldova a unor bunuri imobile cu urmarea identificării și delimitării conform documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară. Domnul primar... Da, este vorba de suprafața de teren de lângă cimitirul eroilor. Am discutat și ieri în comisie, intenționăm să relocăm amplasamentul capelei mortuare, întrucât în fața cimitirului eroilor nu avem acordul culturilor eroilor. Respectiv, o să o relocăm foarte aproape, în așa fel încât nici arhitectural, nici funcțional să nu încurcăm zona respectivă. Comisiile? Favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Imediat vine punctul numărul 11 legat de punctul 10. Proiect de hotărâre privind schimbarea plasamentului obiectivului investițional construire capelă mortuară Slănic Moldova. Aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 107 din 21 octombrie 2016. Cine are comentarii? Acest amplasament se schimbă tocmai pe pământul care l-am aprobat. Atestat mai înainte. Da. Da, pentru cei care sunt de interesat de locație, e foarte aproape acolo. Și-au exprimat favorabil. Cine este pentru? Cine este împotrivă, cine se abține. Numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru realizarea obiectivului investițional amenajare incintă și împrejmuire școală numărul 1, înființare punct de informare turistică și parcarea aferentă. Îmi iau dreptul să vorbesc înaintea domnului primar. Școala trebuie asigurată. Gard făcut. Ați văzut incidentul, vin vagabondi, intră prin școli, junghii, profesori, cine să mai știți. Deci, așa. Iar cu punctul turistic am reținut ieri de la ședința pe comisii că ni se retrage autorizația de stațiune dacă nu avem, dacă nu avem punct de... Domnul primar, susțineți în continuare. Mai rămâne problema cu parcarea. Dacă avem parcare în față, credeți că partea va fi asigurată? Nu știu, domnul primar, deci, doamna director, doamna consilier astăzi, da, și director de școală, am prezentat ieri în comisie. Deci, scopul este, în principal, să împrejmuim partea din spate, să amenajăm incinta școlii, să avem o condiții minimale ca un elev să iasă în recreație, să stea pe o bancă, să la un umbra unui copac. Avem un proiect de amenajat partea din spate. În partea din față vom face o parcare pe lungimea școlii, tocmai ca în cursul orelor, dacă mergem pe acolo, să vedem și microbuzul și foarte multe mașini ale cadrelor didactice care vin cu mașina la școală, care se transformă în weekend când nu se oprește școala, într-un posibil loc unde să oprească turistul când intră în stațiune, scrie acolo, bine ați venit, punct de informare turistică. Acolo vor fi 2-3 panouri unde vor găsi denumirile hotelurilor, contactul, ca un turist și
o să avem, sper, voluntari sau de la noi care să distribuie o hartă, să distribuie un pliant cu ocazia anumitor evenimente. De acolo, el poate să meargă pe Ștefan cel Mare și vine și iese în strada principală sau poate să facă imediat pe drumul național la deal. Siguranța din fața școlii o să existe pentru că în mod normal se va delimita mecanic accesul copiilor în fața școlii. Pentru că acolo la intrare, la poarta aia, se închide cu gardul de la școală. Sau, nu exclud să refacem gardul, dar ar reprezenta, ar închide. Noi vrem să luminăm zona asta. Când intră lumea stănic, să se vadă, să punem niște, cum sunt mai sus, jardiniere cu flori și alte aspecte care să deschidă localitatea noastră. La momentul acesta, să-mi spună mie cineva, dintre dumneavoastră, cine nu poate să escaladeze gardul ăla. Cum? Nu e vorba de escaladă. Cum asigurăm noi siguranța cu gardul ăla făcut, care poți să-l sari fără niciun fel de probleme? Nu e vorba de gard. Dar ca paranteză, dumneavoastră a spus. Deci începem discuțiile asupra proiectului. Acum a fost un pact foarte frumos, întreținut de familia Ionescu și pe urmă de cei care au urmat. Socrul lui doamna Tudoreanu. Ieri am avut un punct de vedere. Ca să faceți pe partea dreaptă, cum mergi spre Slănic Moldova, adică în fața școlii, parcare și punct de informare. Dar ieri, după ședință, umblând prin stațiune, mi-am adus aminte că s-a făcut un proiect pentru un punct de informare lângă podul de la Dobro. Centrul de informare. Sau centrul de informare. Centrul este ceva, ce podul este altceva. Dumneavoastră a spus ieri că o construcție de 2 pe 2 ar rezolva problema. Se potrivește foarte bine și n-ar deranja pe nimeni. Dacă s-ar face acest centru sau punct de informare lângă podul de la Dobro, iar parcarea care este de la marginea parcului este suficientă pentru, știu eu, 20-30 de mașini care vin în Slănic Moldova. Zic, asta cred eu că ar fi soluția pentru punctul de informare. Iar pentru școală, aici am stat de vorbă cu colegi de-ai mei. Nu sunt de acord ca să modificați gardul. Așa. De aceea, propun o anumită chestie. Să puneți întrebări populației, absolvenților, elevilor din școală, vis-a-vis de aceste modificări. Adică, cred că ar fi bine, înainte de a trece la a rezolva acest punct, să cerem și părerea populației vis-a-vis de această problemă. Deci, domnul consilier, vă răspund imediat. Punctul de informare turistică, de obicei, se instalează la intrarea în localitate. Corect. Cetățeanul, când intră, el o ia ori pe strada Vasile Alexandrie, ori te trezești cu el pe la cascada, pe la camping. Unde se mai informează el? Că dacă o ia pe aici, nu mai dă de ce centru. Centrul acela, din păcate, a fost un proiect tratat din fașă. Puteam să obținem 700.000, 800.000 de ron se dădeau pentru un centru cu mare Târgu Ogna, cu grup sanitar, cu monitoare, cu touch screen, cu toate facilitățile. Noi acum trebuie să ne limităm cumva să răspundem la cerințele să avem un punct de informare turistică. 2. Sigur că nu o să avem agrementul 100% al cetățenilor din localitatea asta. Și nu o să-l avem 100% al cadrelor didactice. Eu vă asigur că acest proiect, odată făcut, va merge la cadrele didactice la consultare. Le vom arăta cadrelor didactice cum propunem noi să fie amenajată fața școlii, pentru că din, așa cu tot respectul, noi am tuns gazonul ăla, domnul. Deci, la momentul acesta, noi întreținem fața școlii. Dacă aceste cadrele didactice ar fi plantat o magnolie, ar fi plantat un castan, ceva, să vezi în fața școlii, să nu vezi chel terenul ăla acolo, mai că m-aș sensibiliza așa de un efort depus anterior. Dar când vine cineva cu un proiect, să ai o parcare civilizată pentru cadru didactic, nu pentru mine, care să fie cu dublă utilitate, da? În weekend, când școala se închide, să fie, adică mai eficient, că atâta nu se poate cheltui banul public, da? Eu vă promit că la momentul la care proiectul este gata, acum aprobați nota conceptuală, vi-l prezint și vă rezervați dreptul să vă spuneți, domnul primar, ar trebui să mai punem 2 plântuțe sau să nu facem gardul sau să facem. Și din, vă spun cu tot respectul, sunt oameni care nu văd tehnic în perspectivă ce frumos o să arate acest punct. Și e normal și vă respect părerea că sunteți în dubii dacă ar fi bine sau n-ar fi bine. Eu vă asigur că o să fie foarte frumos, este poarta noastră de intrare și o să fim mândri cu toții că avem
un loc unde să... Bun, de acord, nicio problemă, dar haideți să facem întâi consultarea, ca să nu ne întâlnim de 7 ori ca să rezolvăm același lucru. Durează 45 de consultare. O consultare a populației și cu 45 în plus și minus tot acolo ajunge. Și gândiți-vă la cealaltă variantă și mă pun în pielea unuia care face turism. Adică unui, așa, mă rog, nu e mult mai avantajos să ai punctul de informare lângă parc, unde turistul se poate duce în toate părțile. Să vă devoalez totuși unde o să fie centrul de informare turistic. Acest centru de informare turistic o să fie legat de muzeu și de bibliotecă în actuala clădire primită cadou de la OMV Petrom. Odată ca angajați, adică putem și muzeul, și centrul de informare turistică, și biblioteca să le deservim cu un singur angajat, să duce, deschide, citește cartea, coboară la muzeu și așa mai departe, o să avem Casa Căsătorilor și o să fie un centru, cum vă doriți dumneavoastră. Noi acum nu vorbim atât de centru de informare, cât vorbim de împrejmuirea școlii, care avem și de la prefectură notificare, care și legea ne obligă, și ne folosim. Bun. Și ne folosim de acest, de această obligativitate ca să amenajăm puțin. Eu nu văd de ce ne cramponăm. E adevărat că dacă vreți să blocați un proiect din ăsta, mai amânăm o dezbatere, Eu vă promit că voi veni în următoarea ședință de Consiliul Local cu proiectul, vi-l afișez, vă spuneți punctul de vedere, nu-l scoatem la licitație ca să facem amenajarea până când nu vă consult pe dumneavoastră. Nu, ideea e să consultați nu pe mine, ci populația din Slănic Moldova. Dar dumneavoastră reprezentați populația, votul dumneavoastră. Care reprezintă din Slănic Moldova? Și pe urmă, noi, în calitatea noastră de consilieri, validăm ceea ce sunt populația. Încă o dată, proiectul va trece după ce va fi făcut și la școală, va fi prezentat și dumneavoastră, el încă nici nu știm cât o să coste, ce o să întâmple, de unde luăm banii. Noi acum împărțim, de fapt, ceva ce nu avem. Haideți să avem ceva, să... Am revenit, știți că l-am mai pus o dată pe ordinea de zi și a fost scos. Am mișorat foarte mult perturbarea intimității școlii în față. O să găsim soluții foarte elegante și frumoase ca să, din potrivă, să scoatem în relief școala. Să o scoatem în evidență. Și să nu ne deranjăm. Și să nu ne deranjăm. Da, zic să... Da, aici, domnul primar, atunci când a pus prima dată, eu personal am propus ori aici la Stenburg să facem un centru de informare, ori alături cu primăria veche. În ideea că dacă e terenul nostru, pentru că are și loc de parcare. Să știți că eu, dumneavoastră, puteți să faceți ce vreți, puteți să schimbați stațiunea cum vreți. Și Șerban a pus o gărărie aia acolo în gaura aia. Dar centrul de informare nu are ce căuta lângă școală. În primul rând, se opresc mașini, gălăgii, va fi pornește. Aici, lângă primăria veche, putem să-i dăm și agent termic, de aproape, că centrul de informare, uitați, mergeți la Sovata, să vedeți și... De fapt, știți. Am fost în el, domnule. Trebuie să fii... E centru, nu-i punct. O să avem mai multe puncte de informare. Da, ceea ce a spus vis-a-vis de fosta... capelul de sticla Petrolului de acolo, din spate, de la Rândunica, este foarte bună ideea, este perfectă. Este foarte mulți oameni au întrebat de bibliotecă, au întrebat și e foarte bine. Deci acolo vă pot felicita pentru inițiativă. Dar pentru asta la școală vă zic că nu-i bine. Bun. Ori aici la Steaguri, ori lângă primăria. Pentru că el trebuie să fie când vin Daniel. Noi vom avea acolo, trei... Știți, nu are nici cum. Noi vom avea mai multe... Vă face și ăla la fabrica de pâine, nu știu ce, podul ăla trebuie să-l repare, are aprobare, n-are, e urâtă. Vom avea mai multe puncte de informare a cetățenilor, inclusiv la primărie, inclusiv la recepțiile hotelurilor, vor fi niște puncte. Să excludem din viziunea noastră la momentul acesta acel chioșc, cum îi spun eu, da? Și să presupunem că trebuie amenajată... Da, face totul într-o stațiune. Dacă vă duceți la Veneția, nu puteți intra în niciun hotel. Da, dar ăla este centrul de informare turistică. Bun. Am înțeles. V-am răspuns pe rând întrebările dumneavoastră și eu susțin proiectul meu de hotărâre să trecem o dată la treabă, să aflăm cât costă să împrejmuim școala asta și să o amenajăm incinta și parcarea și... Da. Este vorba doar despre o notă conceptuală și temei de proiectare. Deci nu e ceva definitiv.
cel mai bine ar fi să fie definitiv și capela și... Și poate ar trebui să... O să le facem cât mai repede. Să le facem cât mai repede. Dacă poate ar fi costă... mai bine să fie note conci, dacă o are despre mai multe locuri. Dacă nu o să știm cât costă, domnul președinte, noi nu o să putem lua decizii dacă le facem sau nu. Nota conceptuală înseamnă că plecăm la treabă, facem un proiect și... Domnul primar, la o întrebare. De ce nu au acceptat zona asta? Ba, dar n-am excus-o, v-am spus. Deci școala poate fi amenajată, că este a UAT-ului, poate fi ajutată. Eu sunt pentru totul de acord, îmi cer scuze, că n-am vrut să zic că... Am zis de o facultate, de alt profil. Dar aici vă spun eu, dacă întrebați, fac și eu ca ăsta, Cabral, dacă întrebați 100 de oameni de impus centrul ăsta de informare, să vedeți că aici e bine. Încă o dată. Eu zic că dumneavoastră ați intrat în stațiune de atâtea ori și ați fost întrebat. Dom'le, unde e aia? Sau că n-ați ieșit din primărie? Aici, aici e zona... CPS-ul aduce toți turiștii în aici. Fața, nu, în fața asociației pensionare. Da? Acolo opresc toți. Și acolo coboară din mașină și întreabă. Acolo pune punct. Fiindcă acolo îi aduce GPS-ul, să știi. Pune centrul stănic, da. Da. A stat pe băncuță acolo în față și am observat fenomenul de câțiva ani. Sfântul 214 consilier. Pune Slănic Moldova și acolo zice GPS-ul, ați ajuns. Omul coboară din mașină. Dacă mai sunt întrebări vis-a-vis de acest proiect, vă rog frumos. Să trecem la vot. Dar înainte de vot, aveți o comisie. Deci, comisiile până la urmă au fost favorabile. Să trecem la vot cine este pentru proiectul domnului primar. Pentru opțiune. Cine e împotrivă? Nu vreți gard la școală să se motiveze. Da. Eu vă văd de parcare. Deci, domnul Cotescu împotrivă. Mai e cineva împotrivă? De ce mă abțin? Și eu mă abțin împreună. Scrie parcare, domnule. Cu parcare am o problemă. Și parcare. Bun, și unde parchează cadrele didactice din Stării Mădor? Deci eu am un pic de... Deci mă abțin și eu, așa. Deci mă abțin într-o firmă americană, o comedie, o persoană spunea că n-a mai făcut facultatea, de ce? Că n-a găsit loc de parcare și nu știu facultate. Deci s-a votat. Deci sunt trei abține, da? Trei. Un vot în voie. Un vot în voie. S-a votat. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Asta începem cu suplimentare. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contări navetii cadrelor didactice care nu dispun de locuință pe raza orașului Slănic Moldova și își desfășoară activitatea în cadrul unităților școlare de pe raza orașului. Asta e punct în fiecare ședință. Aproape. Comisiile și-au făcut o părere. Favorabil. Nu se abține. Deci cine este pentru? Toată lumea. Proiect de hotărâre. Numărul 2. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii formulate de SC Sfera SRL Bacău împotriva hotărârii Consiliului Local al orașului Slănic Moldova numărul 41 din 29 martie 2018. Domn primar, ne puteți lămuri? Da, vă pot lămuri. Este vorba cu sfera, cei cu... Este vorba de faptul că dumnealor contestă cu decizia noastră, hotărârea de Consiliul Local, hotărârea a fost luată legal și doamna secretar vă poate da chiar detalii vis-a-vis de acesta. Da, este vorba de hotărârea de supraimpozitare a terenului adoptată de Consiliul Local în ședința din 29 martie 2018 pentru anul 2018. Această hotărâre deja a produs efecte sau a emis acte administrative fiscale, decizii de impunere, somații, care sunt contestate în acest moment în instanță. Avem două procese. O parte, nu toate. Toate sau sunt contestate în instanță. Toate, da, pentru impozitul pe anul trecut, toate sunt contestate. Și plângerea este formulată tardiv. Avea timp 30 de zile să facă plângere.
pentru motive foarte întemeiate 6 luni, au trecut mai mult de 6 luni, i-au făcut plângerea la prefectură, prefectura ne-a somat să rezolvăm această plângere până pe 1 februarie. Nu. Deci, proiectul de hotărâre este să nu admitem această, respingem această plângere și pe legalitate. Pentru că oricum de instanță, oricum este contestată deci, instanță. Acum, doamna secretară, pentru 2018. E vorba de terenurile care sunt lăsate în regimite, da. Bun, și ei, dacă sunt în instanță, ce motivație au? Că vrea să facă stațiunea părăseană sau ce? Ca la Borsi? Ei încearcă, dau la pește, ce să facem? Păi nu, dar chestia este că trebuie să luăm atitudine, că dacă odată... Ei au susținut că au încheiat un contract cu SC Util să le facă curățenie. Le-a făcut curățenie în, da, în martie, dar... Dar ăsta de sanator, cu cine încheia contract? Că-s numai murării. Rămâs șiți de la demolare. Dar la momentul în care s-a făcut verificarea în teren, terenul era tot neîngrijit, pentru că anul trecut, fiind un an ploios, tot timpul ar fi trebuit tunsă iarba, ar fi trebuit... Au făcut odată și gata. Și nu... Au încheiat contractul doar pentru o singură dată, nu pentru trecerea. Da, nu numai asta. Nu mai contractul, dar în fața la PUF, acolo e locul. Da, domnilor, noi am comisia noastră a mai fost o dată și în octombrie și l-a găsit la fel. Acum, ce nu înțeleg acești proprietari? Domnule, acest teren trebuie să arate îngrijit. Asta înseamnă să-l întreții de două ori pe an măcar, pentru că dacă îl întreții odată primăvara și au crescut bălăriile până toamna, el tot neîngrijit este. Noi am făcut fotografii, avem comisie, nu excludem ca la unii dintre ei să apară vreo, dacă are argumentația și celelalte aspecte, eu consider că putem să îi dăm dreptate. Dar de data asta, doamna secretară a argumentat foarte, foarte clar ce înseamnă tardivitatea, practic. Este tardivă plângerea. Ce înseamnă soluționare? Noi ce trebuie să deci, facem? Deci, propunerea de soluționare este prin respingerea plângerii. Deci, cine este pentru respingerea plângerii? Să abține cineva, este cineva împotrivit? Aceeași formulare avem și la punctul 3 suplimentar, proiect de hotărâre privind soluționarea plângeri formulate de SC Investica General SRL Bacău. Da, aici sunt două, în proiectul de hotărâre sunt două capitole. Primul capitol este dat de faptul că el spune că a făcut după, pe data de 18, deci prima dată face o plângere referitor la actul de anul trecut. Și în proiectul de hotărâre spune că se respinge plângerea ca și la firma cealaltă. Prima dată a solicitat anularea tuturor hotărârilor adoptate așa, în ședința din decembrie. Așa. Și la punctul 2, el spune că a făcut curățenie cu 4 zile după ce a fost comisia noastră acolo. Pentru anul acesta se referă impozitul. Deci la punctul 2... El contestă impozitarea pentru anul în curs. Având în vedere că acum este zăpadă și noi n-am putut să facem o evaluare a terenului, la punctul 2 suntem de acord să revenim, în sensul în care să evităm un litigiu cu această societate, suntem de acord să nu-l impozităm suplimentar, dar imediat ce s-a făcut afară cald și vom vedea ce este acolo, vom veni la dumneavoastră și vă vom aminti că l-am impozitat în noi octombrie și că a făcut plângere și că în luna aprilie, cel mai târziu mai, vă vom prezenta care este situația exactă. În așa fel încât să fim și realiști la momentul acesta, încă o dată, acolo este să vadă numai ce să... Marea plângere înseamnă ceea ce ați spus. Da, dar proiectul de hotărâre are deci, două aspecte. Articolul 1. Se respinge plângerea formulată de către Investica cu sediul municipiului Bacău pentru anularea hotărârilor adoptate. Adică să anulăm hotărârile, am dat legal. Așa. Se admite plângerea formulată împotriva hotărârii, privind majorarea impozitului pe teren, impozitul să fie prioritatea Investica, ca urmare a constatării stării tehnice de teren. Deci, din 19-12-2018, da? Hotărârea din Consiliul Local din 19-12.
prevederile prezentei vor fi duse la bine. Sunteți de acord cu această... Nu s-a discutat în comisie, dar să trecem la vot. Dar investiția asta nu e societate, de asta de... De investiții. Nu știu. După nume, nu ne dă. Este proprietar de teren, noi o tratăm ca o societate cu drepturi ca toate societățile. Sau, sau societate de investigații. Nu, că sau investiții. Nu știți că acum este, practic. Nu știu. Dar da, să trecem la vot. Cine este avizul comisiilor a fost? Așa, cine este pentru proiectul domnului primar? Se abține cineva? Se abține. Altcineva să mă abține? Punctul 4 suplimentar la proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, numărul 1078/1087 din 16 aprilie 2018. Am început cu gunoaiele, terminăm cu gunoaiele. Despre da, ce e vorba? Este vorba despre economia circulară. Noi am aprobat economia circulară în luna decembrie, quantumul este 30 de lei pe tonă. Planul va fi 80 de lei pe tonă. Noi am aprobat-o separat de taxa specială pentru salubritate, în așa fel încât ea să urmeze separat traseul banilor. ADIS-ul ne obligă să aprobăm această taxă la un loc cu tona de deșeu depozitat, respectiv la fiecare tonă de deșeu depozitat să punem 30 de lei taxă de economie circulară. Și atunci noi suntem obligați să aprobăm acest lucru, dar practic nu schimbă cu nimic deciziile pe care le-am luat noi până în acest moment. Din această cauză am propus acest proiect de hotărâre ca să ne aliniem și Ecosudul practic va încasa acești bani, îi transferăm la mediu, la fondul de mediu și Ecosudul îi va plăti mai departe raportat la cantitatea reală de deșeu depozitat la celula 2. Comisiile. Prețul pe tonă va ajunge undeva la 100. Comisiile. Își. Prețul pe tonă se modifică exact cu 30 de lei conform favorabil. Tariful e cam chestia aia din Caragiale. Să se modifice, dar să nu se schimbe nimic. Dar să votăm. Cine este pentru? Da. Da, tocmai și mai e și punctul liber. Proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință în cadrul Consiliului Local al orașului Stălin Moldova pentru o perioadă de cel mult 3 luni calendaristice, începând cu luna februarie 2019. Obiceiul care a devenit aproape legii trebuie să fie luat în ordine alfabetică. Urmează domnul Rotaru, care nu este astăzi. Domnul Rotaru, cine știe ce-o împățit, astăzi e absent. Dar, după domnul dacă nu avem accepțiune, dacă nu avem accepțiunea lui, nu îl putem vota. Nu știu ce problemă are. Da, nu știu ce problemă. Vine domnul Berta Lampaur. Cine este pentru ca domnul Berta Lampaur să devină? Dacă nu este prezent, Rotaru. E prezent, am strigat nu, prezent. Rotarul nu este și nu, nu poate fi. Nu este. Nu este, dar că poate să refuze. Poate are o problemă și nu poate să asigure. În perioada respectivă nu poate să asigure. Dumnezeu știe, poate a murit. De ședință trebuie să fie la ședință. Doamne ferește. Dar oare nu urmează Tudoreanu? A fost, nu, urma la litera S. Domnul Bertalan este în locul domnului Sveț, cred că este. Da. Deci se merge pe vechea, da. Deci, domnul consilier, vă rog să aprobați ca domnul Bertalan să fie, chiar dacă îi împotrivă. Dânsul cedează doamnei Tudoreanu. Credeți în ordine alfabetică, dacă mergeți acum.
Nu am nicio problemă. A mai fost povestea asta și când a fost să fie în ordine alfabetic, a zis când vine domnul, rândul domnului care l-a înlocuit. Dar fiindcă a refuzat, trecem la următoarea propunere, Tudoreanu Laurenția Silvia, dacă la domnul Rotaru n-am acceptat. Ai, luăm grele februarie. De ziua mea, a noastră, a familiilor. Câte suntem? Trei aici. Da. Aveți luna scurtă. Luna, da, e mai scurtă, februarie e mai scurtă. Punctul 14 divers. Așa și eu aș avea o problemă la diverse. Sunt trei înscrieri diverse, patru înscrieri. Domnul primar, este o firmă care umblă cu orientul ăsta să... la sfere de la Leon, la Ierina sau cum e firma asta, nu cumva nici de o clasă. Crezi că reduce pe tale, nu știu, 15%. Citește contractul. M-a citit, un an de sfere reduce 15%, după aceea și se poate întâmpla. Azi m-a întrebat oameni. Citiți mai departe, tot. Firma are și ce scrie cu litere mici, pentru marketing, pentru promovare, pentru asta ei nu ne consultă pe noi. Eu știu că există furnizori, cum am spus și în ședința trecută, există furnizori de energie electrică mai convenabil, nu atât ca preț, cât și ca flexibilitate, cum a spus domnul consilier Cotescu, ca citire de contor. Aceste contracte trebuie analizate. Încă o dată, noi avem avantajul că avem un consilier de-al nostru, Alex Catană, care este din domeniu. El lucrează la firma de întreținere. Ar putea chiar să fie un echilibru între furnizori. Vă va spune exact care sunt avantajele și dezavantajele. Dacă doriți, eu vă propun chiar să venim cu două, trei contracte, să le analizăm și eu sunt interesat. Noi încă reușim să cumpărăm energie de pe bursă, suntem bucuroși că pe bursă energia este la un preț corect. Dar nu excludem ca mâine să sară prețul la bursă și atunci noi tot de pe bursă o cumpărăm. Așa că orice sfat eu v-aș da dumneavoastră are componenta de risc de piață și n-aș vrea să fiu eu primarul promotorul unei soluții sau alteia care să atragă niște referințe. Mi-am zis să vă pun o întrebare. Bun, deci și eu v-am dat răspunsul. Da. Răspunsul este că chiar există furnizori alternativ de calitate. Problema este foarte simplă și poate fi rezolvată. Sunt o mulțime de copii de la Cireșoaia, Cerdac, Slănic, Sat, Slănic, care doresc să meargă pe părtie. Dar prețurile fiind destul de pipărate pentru vârsta lor și pentru familiile de unde provin, rugămintea e dacă ar putea ca acești copii să beneficieze de părtie cu carnetul de elev. Deci să meargă, să arate carnetul, să-i dea voie să dea cu deschidurile. S-a mai făcut, e precedent, la continuare a fost. Deci, e rugămintea copiilor, să știți. Domnul consilier, ieri la ora 13, instructorul de schi a așteptat copiii să vină la gratuit echipament, gratuit urcare, gratuit instructor. Dar, suferim încă de partea asta de împins de la spate. Aș vrea, când vine data viitoare, nu trebuie să ajung la o consilier, să trimită un cadru didactic care cinci copii care vor să învețe să cu ei. Direct. Nu pe vorbe, îți transmitem noi așa prin aer. Ați înțeles? Bun. A fost de câteva ore acolo. Asigurăm și instructor pentru cei care nu schiază, și echipament sportiv. Avem câțiva colegi de-ai noștri care au și sunt de acord să ne dea gratis acest echipament și urcarea pe pârtie este deja discutată cu pentru... No, ce vreau să vă spun. Deci Ficiorul meu se duce la pârtie și își adună colegii din clasa 8-a, de la Cerdac, de la Cireșoaia, de la Slănic și se întâlnesc la pârtie. Varianta cu o zi gratuit pe săptămână nu e bună, pentru că ei se duc în funcție de programul lor și de cum le dă voie părinții. De-aia ar fi bine ca elevul, când are chef sau când are posibilitatea să vină la deal, să vină cu carnetul în buzunar, să-l arate și să meargă pe părție să se dea. Ajungem într-o altă zonă.
Până la 14 ani copilul nu are voie neînsoțit pe sau decât cu acord scris. Respectiv, scris, sau da. Respectiv, da, respectiv, respectiv aș vrea să rămânem într-un cadru organizat. Și anul trecut vă dădeam un exemplu la Șuior. Acolo copilul vine la școală, îl ia profesorul de sport în microbuz, se duce la pârtia de schi, îl echipează, îl însoțește, îl învață, coboară, îl aduce înapoi și de la școală se duce, se deplasează. N-aș vrea să ajungem într-o zonă în care să ne atragem niște repercursiuni care de altfel nu sunt necesare. Rămânem pe cadru didactic, în special profesorului de sport, ar trebui să vină ca o avalanșă la noi să insiste și avem, gratuit vom avea instructori, deja avem și Salvamontu, dar avem și două doamne instructoare care sunt de acord să-i ajute pe copii, pe cei care nu știu. Gratuit avem echipament și noi asigurăm urcare. În fiecare zi sau numai o zi pe săptămână? Ne organizăm. Nu putem în weekend, spre asta exemplu, nu putem în vacanța de copii. Și Salvamontu nu poate să stea în fiecare zi. Adică ei să vină și noi le spunem ziua. Domnul Bătă, ei să vină și noi le spunem zilele. Marțea și joia, spre exemplu, în funcție de cum sunt și ei. Să vină, doamna director, vă rog să rețineți asta, afișați. Domnul consilier Munteanu, v-ați scris la diverse. Noi vom face o problemă foarte spinoasă, care cred că toată stațiunea o are, dar noi o avem și mai rău. Am avut lipsă de apă la cele două unități pe care le gestionez și le conduc și am avut plecări de turiști. Eu acum am pus să facem facturi pro forma, probabil o să discutăm de la cei de la apă, nu vrea să discute nimeni cu mine, atunci o să-i chem în judecată și o să le plătească daune. Dar nu cred că asta este o soluție, pentru că eu nu cred că aici trebuie să ajungem. Am sunat, nu răspunde nimeni la telefon, la casa de apă nu răspunde nimeni, am fost acolo, nu este nimeni care să-ți dea voie să vorbesc, măcar la gard. Și eu pot să înțeleg, este o defecțiune. Dar nu pot să înțeleg că în momentul când e, cum a fost de Crăciunul Moldovenesc, cum a fost acum când am avut cantonament, când sunt turiști în stațiune, dăm drumul la apă nu știu unde ca să fie mulțumită și lumea aia. Eu sunt de acord. Haideți să facem o dată, poate dă Dumnezeu și iese, că deja peste 90% poate iese proiectul ăla cu apă și canal și să facem două rețele. Una pentru cei care sunt pe vale, să nu mai suferi de lipsă de apă sau să primească apă cu porția și pentru noi, că nu se poate. Gândiți-vă dumneavoastră, am avut sportivi și pot să vă dau nume, care am ținut pentru că mai aveau o zi, două și trebuia să plece. Este total, nu știu, nici civilizat, nici să ții sportivii, e nevoie la toaletă, e nevoie, nu zici nimeni de apă de băut, dar la toaletă și să se spele când vin de la antrenament, este strict necesar. Cel mai urât este că nu s-a răspuns la telefon și nu se vrea comunicare. De aceea o să vedem. Dacă mergem în continuare pe această atitudine, noi îi facem datoria ca să vedem de ce pierdem turiști. Pe partea cealaltă, aici în fața hotelului, este în luna august un ventil spart. Nici până la data de astăzi nu este rezolvat. Am vorbit cu doamna directoare de câteva ori și a zis că nu are cu cine să facă. Acum, mă scuzați, eu am avut o defecțiune foarte mare într-un ficior de la hotel în pahare. Și am adus echipă specializată de la Unești, mi-am luat 64 de ani, mi-a spart, mi-a rezolvat. Ordin august, până acum, cine plătește apa aia? Nu. Vă răspund prima dată că din informațiile mele, toate aceste avarii sunt anunțate ca mai puțin întreruperile alea accidentale care nu le-am putut anunța. Avaria de la Sfântul Spiridon, știm cu toții, a fost o avarie mare. Am rezolvat-o în două etape. Într-o primă etapă s-a pus ceva provizoriu și imediat după sărbători s-a luat decizia și s-a întrerupt 5-6 ore. Nu, exclus. Nu am avut în de două zile. Nu s-a ridicat mai mult de un bar.
Deci, domnul... Domnul Munteanu, nu, că nu ați avut asta. Nu ați avut presiunea care să vă alimenteze vila, că e sus. Nu mai o variantă tehnică în care să vă ridicați presiunea la etajul 3. Deci, în respectivul hidrofor, că toți au echipament. Nu vreau să facem o respectivă trimitea la etajul 3. Eu am pierdut 32 de sportivi pe 10 zile. Știu că nu a fost apă. Două zile întrerupere nu a fost. A fost presiunea scăzută, de acord. Nici la hotel nu s-a ridicat presiunea. Aici am rezervări, dar... Încă o dată. Avem sunt de acord cu dumneavoastră, dar trebuie să aveți mijloace tehnice, ce să vă da, mijloacele tehnice o să le avem, dar dacă nu le avem, nu s-a cerut până acum atâția ani de zile. Încă o dată. Această avarie nu am dorit-o eu, este dată de calitatea rețelei, în ghilimele, îmbătrânită de 40-50 de ani, pe care nu o schimbăm peste noapte. Dar am făcut o rețea nouă. Nu. Este o canalizare nouă. Noi vorbim de apă acum. Conducta de apă a fost plătită din bani publici, din credit în 2008-2007, da? Și ea parcurge stațiunea și se duce până la Cireșoaia pe strada Trandafirilor, până la capătul satului, până la capătul localității. Aia este un alt proiect. Nu sunteți singurul care în anumite situații nu aveți presiune. Avem în vedere, chiar săptămâna asta va veni o firmă care să ne consilieze cum să facem aceste compensații de presiune pe instalația existentă. Pentru că ca să rezolvăm problema, ar trebui să schimbăm instalația. Noi nu putem schimba instalația peste noapte, respectiv. Pot să vă informez, în schimb, că studiul de fezabilitate pentru reabilitarea stației de apă a drenului și a stației Stănicelul este aproape gata. Chiar ieri am vorbit cu profesorul expert de la Iași și expertiza tehnică în 2 săptămâni. Este într-o lună de zile, sper să avem studiu cum să facem ca să avem apă sus acolo. Mai departe cu distribuirea ei la momentul acesta, nu putem decât acest consultant care vine săptămâna asta să ne spună că pe strada Eminescu trebuie să punem o repompare care deservește toată strada. Bun, noi discutăm de presiune acum, nu de consum. A fost foarte umilitor și foarte urât că nu ni s-a spus, doamne, de la ora de până la ora de. Era și rușine să mai sunt vicile primar, pentru că săracul știam că n-ar solu. Dar mă spune, bă, durează două zile și știu cum mă organizez. Trebuie să înțelegem. Să închizi telefonul. Este oribil. Nu, dar e telefonul închis, nu există. Știți ce există? Dacă lumea este la stația de apă sau în drept... Eu sunt închiscări de la mine și doamna director era aici în pază. Asta poate... V-am mai spus. Nu vreau să vă contest. Sunt situații în care și eu îl sun pe domnul viceprimar și când este în dren sau la stația de apă, nu are semnal. Aia este o altă problemă. Încă o dată, când sunt situații în astea, trimiteți un mesaj, pentru că ăsta apare când vine semnal, apare semnalul și dacă aveți informația când nu există comunicare, chiar vă rog să îmi spuneți. Suntem pe drumul să reparăm aceste minusuri, nu le vom putea repara peste noapte, da? Și... ce să vă spun, este jenant că noi la Stănic Moldova nu avem apă pentru cetățeni. Mi este rușine câteodată, mă sună cetățeni care spune, nu pot să fac duș, sunt anumite străzi unde când scade presiunea, apa nu urcă pe Oituz și alte străzi. Le cunoaștem și le avem în vedere să îmbunătățim acest lucru. Despre ventilul spart, aud pentru prima dată acest lucru și o să găsim, mă ocup personal să văd ce mai e o chestie, deci noi primim câteodată 260-280 de kilowatt. Nu se poate. Poate reușiți o discuție cu ăștia de la electrica, că este neaz. Nu, de volți. Adică primiți tensiune mult sub parametri. Prea mare. Da, 260-280 de volți. 280 de volți, să luăm de 220. Da. Doamna Sica s-a înscris la diverse. Da, vă rog. Am spus în ianuarie, așa cum în ianuarie se procedează la evaluarea funcționarilor publici, care este o procedură obligatorie pentru, după conform legale. Evaluarea secretarului, revin, s-a menținut și anul acesta, se face de către primar la propunerea Consiliului Local.
Consiliul Local trebuie să transmită propunerea, că a apărut pe 14 ianuarie legea de modificare, până pe 15 ianuarie. Pentru că pe 14 a apărut, s-a publicat în monitorul de pe 14 ianuarie, nu putea fi până pe 15 ianuarie să solicităm propunerea dumneavoastră, dar v-aș ruga să faceți o propunere în baza căreia domnul primar să facă evaluarea. Calificativele sunt nesatisfăcători, satisfăcători, bine și foarte bine. Bun, procedura aceasta ar trebui să urmeze fiecare dintre dumneavoastră, ca să nu facem un tabel să ne influențăm unii pe alții. Facem secret? Nu, doamna secretar, dacă îmi permiteți, trimiteți repede câte un mail pe traseul pe care noi invităm electronic la ședință, în care le spuneți fiecăruia cum se face evaluarea, ca și metodologie. Am dat la comisie, dar... Bun, și dumnealor, ca să nu mai facem hârtii, puteți să-mi scrieți mie un mail pe primar@primariaseri-moldova.ro. Dacă vreți să depuneți documentul, nu este o problemă. Eu le centralizez, pun evaluarea mea și o prezint la ședința următoare, ca să fie... Asta se prezintă în ședință? Nu, doar să-i face... Evaluarea se face... Mai degrabă, deci, supunem la vot practic, o propunere de calificativ și așa trebuie făcută media, trebuie făcută individual. Deci este, dacă vreți, dar nu e o propunere, eu nu vreau să... De ce să... Dar de ce nu putem face acum pentru un vot secret, scrie fiecare calificativ și... Nu, dar trebuie nominal, doamnă, zic asta. Da, dar fiecare... Aprecierea nu este secret. Un convocator și fiecare... Aprecierea este convocator nominal. Și eu fac evaluarea nominală. Și eu nu pot să-mi spun acum calificativul de înțeamnă unii de la... Bun, dacă vreți să-l facem așa, care este problema? Dați, domnul, avem președinte de ședință să stabiliți asta, nu vreau să... Convocatorul. Pe convocator fiecare... Să face un convocator cu o listă și fiecare spune părerea și doamna, și ceilalți vor vedea părerea și doamna Sică va vedea părerea. Este o transparență. Vreți așa? Uitați, este convocatorul, scriem aici evaluare secretar. Calificativ, da? Da. Calificativ, da. Deci, haide ca să zicem că și votăm treaba asta. Sunteți de acord cu treaba? Da. Cu modul ăsta de evaluare? Da. Care e problema? Sunt o întrebare de cu treaba acum a dedicat domnul consilier Munteanu cu oameni de la Casa de Apă. Nu poți să-i găsești, doamne, am lucrat acolo 11 ani. Omul este singur, el trebuie să fie în materia. La orice oră se duce acolo, el ca dură să spune că nu e rând. Păi poarta și pleacă și așa. Eram 2 inși, am fost 3 inși. Ăla pleacă, s-a apășit noapte și știu că îmi vede că sunt situații, dar n-ai... Dar nu-i nimeni la telefon. Asta nu că sunt cu ei că a fost colegii. Dar am lucrat acolo și asta este treaba. Bun, întăriți ceea ce am spus eu, că nu poți întotdeauna să vă găsești. Bun, ce spune domnul Munteanu, are dreptate în sensul în care atunci când se poate să anunți, cum am anunțat, noi am anunțat pe... Și apropo, mai reluați odată dacă baza de date de la APA Serv include adresele dumneavoastră pe care le urmăriți. Pentru că dacă dați, spre exemplu, Eurovacanța și pe ăla să uită odată pe zi, atunci poate nu vede această avarie. Dați adresele, noi avem o bază de date cu toate adresele. Ne-am primit pe cele care le-am primit, pe care le-am primit. Poate, noi ne străduim să fim cât poate de predictibili, ca să nu suferim. Este deosebit de jenant pentru toată lumea care trece. Pune mic sau pune... Doar Munteanu. Nu. Bun, în același timp, un metru cub de apă undeva trebuie păstrat. Nu, că acum am adus și un hidrofor, i-ai cuplat, i-ai dat drumul, scrie acolo că nu este potabil sau ce. Seamănă nouă, rețeala nu este decât de la Perla, vine prin bani până în fața primăriei. În rest, toată stațiunea are rețea de 48 de ani. Înainte de a închide ședința, vă mulțumesc că m-ați suportat rejunta. Am închis ședința.